Vă rog frumos, ce înseamnă învățământul la distanță? Învățământul la distanță în Universitatea Politehnică din Timișoara se derulează prin Centrul de Învățământ la Distanță, care este un centru înființat în 1998, deci sărbătorește deja 13 ani de existență și peste 10 promoții de absolvenți la învățământ la distanță. Învățământul la distanță înseamnă, de fapt, o aceeași modalitate de a educa, să spunem, specialiști, de a forma specialiști, în cadrul învățământului superior, dar cu condiția ca aceștia să nu frecventeze zi de zi universitatea. În cazul particular al Universității Politehnică din Timișoara, fiind vorba de două specializări tehnice, inginerești, acest învățământ la distanță se desfășoară prin frecventarea doar a două întâlniri pe materie, deci pe disciplină, pe semestru, deci însemnând că există cam 4 sau 5 întâlniri pe semestru, care se desfășoară sâmbăta, de regulă, și examenul față în față. În cadrul întâlnirilor care se desfășoară în timpul semestrului, semestru fiind semestrul normal, academic, ca pentru toată lumea, din octombrie până în februarie și din februarie până în iunie, semestrul al doilea, sunt aceste întâlniri față în față în care sunt explicate anumite noțiuni mai dificile de curs, sunt realizate laboratoarele sau seminariile și sunt explicate problematica pentru realizarea proiectelor. Avantajul foarte mare al studenților de la învățământ la distanță este că ei beneficiază de o platformă online care este numită Campusul Virtual al Universității Politehnică din Timișoara, o platformă recent premiată pentru dezvoltarea ei, dezvoltată de universitate, de colectivul de la Centrul de Învățământ la Distanță și care oferă întreaga interfață cu cadrele didactice, atât partea de comunicare, cât și existența întregului material, existența tuturor problemelor, a datelor informative de proiect, cât și posibilitatea studenților de a-și preda o mare parte din temele de casă, cum le denumim noi, sau din activități sau din proiecte, online, fără a mai fi nevoit să vină la universitate și să le predea. Vorbeați despre două specializări inginerești. Care sunt acestea? Cele două specializări sunt derulate în parteneriate cu două facultăți. Împreună cu Facultatea de Electronică și Telecomunicații, derulăm specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, care este o specializare de 4 ani, cu diplomă de inginer, cu diplomă de licență de inginer, și care este similară ca și curiculă, ca și discipline, ca și materii care se fac cu specializarea de la zi de TST, de Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații. Cea de-a doua specializare este cea de informatică aplicată, derulată împreună cu Facultatea de Automatică și Calculatoare. Aici este vorba de 3 ani de studiu și o diplomă de informatician și care din nou are aceeași curiculă ca cea de la învățământul de la zi. Aceste specializări se derulează în condiții normale, cu întâlnirile, așa cum am spus, în weekend, cu examene, cadrele didactice sunt aceleași cu cele de la zi, iar lucru foarte important, diploma obținută de către absolvenții de la învățământ la distanță este identică cu diploma obținută de colegii lor care termină cursurile la zi. Să vedem și admiterea. În ce constă admiterea? Și când se dă? Admiterea la învățământul la distanță pentru cele două specializări de tehnologii și sisteme de telecomunicații și informatică aplicată se desfășoară pe bază de concurs de dosare. Acest concurs de dosare înseamnă depunerea unui dosar cu toate actele necesare concursului de admitere și calcularea unei medii, care este o medie între nota de absolvire a liceului și media multianuală de la matematică, și ei făcut un listing, o situație, o clasificare a tuturor candidaților în funcție de aceste note. Perioada de înscriere se desfășoară identic cu pentru admiterea de la zi, între 12 și 19 iulie 2011, prima înfățișare, și a doua înfățișare între 8 și 13 septembrie 2011. Înscrierile se fac doar loco, deci doar în Timișoara, în cadrul clădirilor grupului Electro, care se află la colțul dintre Bulevardul Vasile Pârvan numărul 2 și Bulevardul Mihai Viteazu. Există un ghișeu separat în care se realizează înscrierea pentru studenții care candidează pentru învățământ la distanță. Toate informațiile, bineînțeles, legate de admitere și de tot, se regăsesc și pe site-ul centrului, deci pe www.cid.upt.ro, cât și pe site-ul Universității Politehnică din Timișoara, upt.ro.